Concordia Chiajna a deschis scorul în minutul 5 prin Dulgherov, însă Ndoie și compania au pus repede stăpânire pe joc, reușind să întoarcă rezultatul în 15 minute. Prima dată accente din pasa lui Amauri în minutul 27, Amauri în minutul 36 și Ndoie cu un șut plasat după o deviere a lui Sechei pentru 3-1. A doua repriză a însemnat un joc mai puțin spectaculos. Totuși, în minutul 67, Zicu îi trimite o pasă excelentă lui Accente, iar acesta duce scorul la 4-1. Am făcut un meci bun, am jucat bine. În momentul când am reușit să accelerăm, i-am pus în dificultate și cred că am câștigat meritat. O victorie importantă pentru că am depășit un obstacol în Cupa României. Am jucat 7 etape fără un atacant clasic. Practic, am jucat fără un vârf de atac. Am reușit să-l transferăm pe Accente. Azi a făcut un joc foarte bun. Am jucat cu jucători care au jucat foarte puțin, am jucat cu un copil de 17 ani în poartă, pe parcurs au intrat încă 3-4 jucători de la echipa a doua. Pe mine mă interesează să scap această echipă de la retrogradare. Cupa e destul de greu. Câștigam azi la Târgu Mureș, jucam cu prima echipă, de exemplu. S-a întâmplat să câștig. Cădeam etapa viitoare cu o echipă dificilă și ieșeam. Adrian Falub i-a folosit în această partidă pe următorii: Viciu, Velaioș, Balaur, Bejan, Sălăgeanu, Ndoie, Mureșan, Bruno Martins, Amauri, Helder Castro, Zicu, Sechei, Hora și Accente.